Sunt de Florova Barea și cu acest tip de cărți vreau să sondez un pic în sufletul celor care mă urmăriți aici. Este un fel de horoscop, să zicem așa, cu tentă psihică, psihologică, mai degrabă legată de emoții. Nu e legat de iubire. Deci ce spun aici nu este legat de o relație sau de viața voastră sentimentală. E de ce se află în suflet, dubile voastre, suspiciunile voastre, fricile voastre, grijile voastre la momentul actual. Și haideți să vedem pentru unii dintre voi, cei care ați dat peste acest video, ce vrea să vă transmită acest set. Am să-l iau că au căzut, deci aici este ceva important. A ieșit o carte care vorbește de un dram de minciună, de ascunzișuri. Aveți niște probleme, dar nu vreți să le arătați lumii. Iată, este un om care are fața întunecată printre alți oameni, într-un mare oraș, într-o mare uzină, cum s-ar zice. Da, faceți parte dintr-un colectiv, aveți niște probleme, dar nu vreți să le știe lumea. Mai ales că e posibil într-o lume atât de largă să fiți greșit interpretat, să fiți greșit înțeles și de aia fața voastră nu e cunoscută, iată, e ascunsă. Poate nici voi încă nu știți foarte bine oamenii din jurul vostru ce gândesc, ce rampoartă și de aceea vă e un pic frică să vă arătați adevărata față. Acolo în mediul ăla în care vă aflați, aș lega de carieră, de locul de muncă, în anturajul în care vă aflați, nimeni nu știe practic care e adevărata față sau mai bine zis prin ce treceți voi la momentul actual. Să vedem ce urmează să se întâmple. Da, aveți nevoie, mai bine zis, de ajutor. Poate de aia tăceți, poate problemele alea ale voastre personale nu vreți să fie greșit interpretate, nu vreți ca oamenii să-și facă o impresie greșită despre voi, să nu se vadă latura voastră sensibilă, pentru că este o latură sensibilă. Iată, un copil suit pe un piedestal acolo se aruncă în brațele unui bunic la urma urmei. Deci mediul ăsta, mediul e societatea, e grupul ăla din care faceți parte și în care voi nu vă regăsiți și aveți nevoie de cineva, poate aveți nevoie de cineva din mediul ăla să vă netezească calea, să vă adaptați, să fiți primit în acel spațiu. Pentru că voi aveți această fragilitate ascunsă bine acolo în spatele acestei măști negre. Nimeni nu știe că voi de fapt aveți fricile voastre, nesiguranța voastră ca de copil. Poate sunteți la început ca să inspiră copilul. Are nevoie de cineva cu experiență să îl integreze, să îl ajute să-și deschidă sufletul, să-și arate latura aia lui de om mare. Iată, aici este un om mare, dar omul ăsta mare s-ar putea să fie așa. Are o problemă pe suflet care se cere înțeleasă de ceilalți. Și fiți siguri că o să găsiți omul care să vă asculte și să vă ghideze.